frumos peisajul. Simpatic personajul. Și reușit reglajul. Reglajul acestei mașini este una de cele mai dorite mașini pe care vroiam să pun mâna, să atât să merg cu ea, cât să o și filmez. A trebuit însă să călătoresc un pic de-a lungul râului Jiu până în județul Gorj. Am niște băieți simpatici cu care am mai colaborat de-a lungul timpului și care sunt fericiți posesori acestei jucării mecanice. Eu așa aș numi-o. Pentru că pe această generație de Polo, care cred că este a 4-a sau a 5-a, Volkswagen se apucă să experimenteze și o înalță puțin și o redenumește Cross Polo. Și o transformă într-un vehicul interesant. Mai interesant decât multe din mașinile de clasă mică, pentru că mașina asta este o mașină de clasă mică, mai interesantă decât multe dintre concurentele ei, prin faptul că o face capabilă de a merge pe genul ăsta de teren. Dacă Polo-ul banal și de serie, o mașină moale, blândă, manevrabilă, cu ceva spațiu interior, trainică, asta este este Polo-ul care te îmbie un pic la aventură. Nu știu să vă spun cifrele unghiurilor de degajare și de atac, însă cu alte roți, cu altă dimensiune de anvelope, cred că te descurci extraordinar de bine pe terenuri din astea de macadam, de pietre, de drumuri, de câmp. Generația asta de Polo însă are multe motorizări și din frații producătorului de la Wolfsburg este cel care încearcă să spargă tiparele cumva și să fie colorat, să se rupă de teutonicul cu care ne-a obișnuit și să facă niște chestii să fie oarecum atrăgătoare pentru publicul tânăr. Tapiseria asta e genială, dincolo de culorile frumoase, combinațiile de, nu știu cum se numește materialul ăsta cu găurele, dar te vei simți în ea bine, atât în căldura verii de acum, cât și în frigul iernii. Aici e nevoie de oarecare intervenție. Ce-i drept, e o mașină din 2007, adică care are 17 ani. Se apropie de majorat, nu are rugină și merge perfect. O să o vedeți și un pic la mers pe aici, pe drumul ăsta de balastieră, cât și pe șoseaua care leagă Filiașul de Târgu Jiu. Aici ce să vă mai spun? 1.9, nemuritorul. Bineînțeles, știți, disponibile 1.2-uri, 1.6, mai multe variante. Ce codieștoare. Mă rog, nu se mai distinge aici, poate se află la portbagaj. 1.9 de 105 cai putere. Un monstru sacru. Care, tradițional Das Auto. Da, deci care ești cod motor? Bă, nu mai văd, mă. Sau nu se mai vede. Vede e-cross. Să fie BUA, oare codul, nu mai știu care. BMT, mă, ce aveți? Vedeți că etichetele astea sunt foarte importante pentru reglajele unghiurilor de fugă. La anumite modele Volkswagen sunt pe același an de fabricație mai multe
tipuri de reglaj. Eu m-am lovit de situația asta acum, umblând la Touareg, și trebuie citit și interpretatul între codurile astea din, de pe eticheta din portbagaj și căutat în programul, în software-ul de reglat. În rest, nu știu ce să vă spun despre mașina asta sau ce se poate spune despre una dintre cele mai țapene mașini construite vreodată. Cât costă un amortizor de Polo? 300 de lei, să zicem, unul de calitate. O macara de geam. Mă rog, plăcuțe de frână, discuri. Lucruri de consum. Cum stai în ea? Cum nu stai în multe mașini din clase superioare, gen compactele din prezent? Ce spații de depozitare ai? Știu, asta seamănă puțin de dub, cu locuri de dubă pe aici. Dar... Ia să-i dăm o cheie. Oi, cu filtre de particule. Să-i dăm o cheie cum trebuie. Nu atât de scurt cum am operat eu. Și să ascultăm cum merge. Ia să vedem dacă iese fum. Nu iese fum. Dar dincolo de dotările ei și de sistemul climatic, de frumusețea asta oarecum teutonică, dar nu știu, parcă ar fi un pui de cavaler care a trecut pe la cosmetică, te simți mișto în ea. Deci te simți bine în ea. Scaunele ăștia sunt încăpătoare. Chiar și pentru cineva de gabaritul meu. Loc în ea. Și la cap. Și la umeri. Și vizibilitate. Într-adevăr, partea asta de bord e spartană cumva. Volanul și instrumentarul de bord. Dar nu pentru asta scumper Volkswagen. Deși pe modelele ca asta s-a încercat și se încearcă genul ăsta de rupere de înțelegeți ce vreau să spun. Iar la anii ăștia care are, încă place ochiului. Nu e o mașină urâtă, nu e o mașină îmbătrânită, nu e o mașină depășită tehnic, tehnologic, cu un exemplar pus la punct, cu micile lui inconveniente, gen cum e textilul de aici de pe ușă, dar care se repară. Mașina asta te deservește încă mult și bine. Are norma de poluare Euro 4, are DPF-ul. Într-adevăr, nu e cea mai bună configurație motor de genul ăsta, pompe diuze și tehnologie și filtre de particule, dar cât timp merge n-ai de ce să intervii la ea, iar când nu mai merge, se repară. Se repară românește, se repară și nemțește. Bun, dar hai să ne plimbăm cu ea pe traseul ăsta aici și pe drumul ăsta de piatră și pe asfalt, pentru că chiar îmi doresc. Eu am mers puțin cu ea până aici, dar îmi doresc să merg cu ea mai mult, să mă conving, pentru că chiar dacă nu-mi plac mașinile de clasă mică, eu am avut un Suzuki, un Fiat Sedici, care este un Suzuki S-Cross, tot cu motor de 1.9, ăla era ceva mai puternic, 120 de cai și avea 6 trepte. Dar și mașina mi-a plăcut foarte mult. Asta, clar, este superioară tehnologic acelui Fiat, deși sunt din aceeași generație, cu totul alt confort, cu totul alte accesorii și nu are mersul Fiatului pe care l-am regăsit de curând. Știți că am filmat și puteți revedea un clip recent cu Sabin, cu un Suzuki SX4 pe niște drumuri de munte. Gata, hai să ne plimbăm cu Polo Cross, să vedem ce iese. Gata, suntem la bord și primul lucru care trebuie să vi-l amintesc, genul ăsta de mașini care nu are, nu au funcție de lumini de zi
s-a modificat codul rutier, trebuie mers cu lumini de zi sau faza de întâlnire pe toate tipurile de drum, nu doar pe europene, cum a fost în o bună parte din timp. Impresionantă timoneria generațiilor ăstora de Volkswagen-uri. De curând am filmat Golf 8 și nu mi s-a mai părut că e același tip de timonerie. E o soluție mai simplă, mai ieftină cumva, care nu funcționează ca ăstea. Dar mă rog, mai nou nu înseamnă mai bun. Bun. Vă spuneam afară, dacă aș avea alte roți cu un balon un pic mai mare, pe aici zbura. Ăsta e nivelul de zgomot din ea, pe un drum cu pietre de câmp. Mașina are 180.000 de kilometri bord, ceva mai mult după uzura de pe volan, de pe uzura de pe interior, dar mă rog, toate Volkswagen-urile au 300.000 odată și odată. La fel ca și oamenii, toți ajungem la 40 de ani. Bine, să sperăm că ajungem toți. După care contează doar cum te menții. Mașină folosită în regim de distribuție, abuzuri, județele țării, toate drumurile de toate felurile. A luat-o de 9 și a dus-o până la 600.000 de kilometri, cu motorul de 1.4 TDI, care este un derivat din 1.9, fiind doar în 3 pistoare. Motorul a funcționat cu componentele originale până la 450.000 de kilometri, în regim de, nu vă puteți imagina, cum, când s-a rupt axa cu cable. După care a fost reconstruit, reparat și s-a mai mers cu el până peste la, până la după 600.000 de kilometri, când nu s-a mai, nu știu ce s-a întâmplat, mai pur și simplu s-a trecut la un model mai nou și așa mai departe. Dar în toți anii aia, mașina respectivă nu s-a stricat niciodată, fiind un foarte bun prieten de-al meu și vecin. Ne vedem și acum zilnic, ne vedeam și atunci și chiar îl întrebam, nu știu dacă mai, cât mai merge mașina, și am zis, merge, uite, că încă merge, merge. Aveam poze cu ea, cu kilometrajul la 400.000, la 500.000. Și pur și simplu mașina, exact cum e modelul ăsta pe lângă care trecem de acum de peste. Ăsta este modelul de Japonia în față, din Nissan Elgrand, 2005. Nu, ăsta, nu Nissan, nu, ăsta de aici, ăsta nu mă interesează ce e. Da, într-adevăr, e un Nissan interesant, dar modelul ăla de Polo. Adică modelul ăsta, da, practic, modelul ăsta. Necross. Și mașina efectiv refuza să se strice. Acum nu știu, că tehnologia asta Euro 4 diesel e poluantă, e învechită, e, nu mai face față. În unele țări din Europa nu mai ai voie cu ea. Ce-i drept, tot timpul ce a fost de folos oamenilor, util și rezistent, va trebui taxat sau eliminat. Nu o să mai permite în multe capitale ale țării. Ale lumii, da. Ale lumii, da. Păcat. Acum nu putem să încălcăm regulile de viteză pe aici, deși pe drumul ăsta este cu 70. Se merge tare, da. Gorjenii și mehedințenii au stații pe mașini pentru rutele astea, pentru că știu ce îi așteaptă. Nimeni nu le respectă normele de viteză, dar noi pe parcursul clipului ăsta o să încercăm să le respectăm. Nu o să depășim 70 la oră. Deși aș vrea să văd cum se comportă și la viteză puțin mai mare, dar poate prindem o, dar nu cred că prindem zonă fără localități pe aici.
sau cu zonă liberă între localități, se trece dintr-una în alta. Pentru că așa tehnic n-ai ce să-i reproșezi mașinii, știa. Nu-și trădează vârsta. N-avem un computer de bord să vă spunem consumul, dar un nouăle sta pe o mașină de gabaritul ăsta și de greutatea asta, mă îndoiesc că nu uiți să mai alimentezi. Aici chiar avem un exemplar de ceea ce înseamnă, în ciuda simplității și banalității, de supremația tehnologiei germane. Pentru că, raportat la ce oferea concurența de pe alte continente în acei ani, să fim serioși. Mă rog, sunt eu hater, știți. Dar nu cred că am reușit, sau nu cred că v-am mințit în prea multe episoade. Dacă voi m-ați prins undeva cu minciuna despre mașinile care le-am filmat și care vi le-am prezentat, să-mi puneți și mie link cu episoadele respective, să-mi spuneți: bă, Mihai, la minutul X în episodul ăsta ne-ai mințit, ne-ai spus că motorina nu e bună și că consumă și așa mai departe. Deci totul e la îndemână, totul e înclinat cum trebuie. Până și suportul de pahar încă funcționează. Suportul de pahar încă funcționează, e reglabil, de diferite dimensiuni, adică poți să pui și o sticlă. Am promulțumesc prima oară că e stricat, așa? Nu, așa e. Aici ai locul sub depozit pentru carduri, spații de depozitare acolo, spații de depozitare generoase la picioare, doar pe două mare. Și deschidere ușoară. Sincer, cred că am făcut o foarte bună alegere de mașină de buget, de mașină de zi cu zi, care poți să mergi pe drumuri mai așa și mai prin localități și prin orașele României, pentru că sperăm să nu ajungem vreodată la genul ăsta de interdicții, de a nu mai ne putea folosi diferitele tipuri de mașini. Pentru că e interesant că interdicțiile astea lovesc chiar în mașinile trainice și funcționale, care, bă, ai cumpărat odată și uite, a mers 20 de ani, ai folosit-o, tu o poți lăsa copiilor să înveți, o poți folosi ca mașină pentru o gospodărie sau pentru locuința de la țară și așa mai departe. Nu e ok să fim forțați de la spate, bă, nu mai ai voie cu mașina ta veche, ia-ți una nouă. Păi și cu aia veche ce să fac? Că încă merge, uite cum e asta, de ce să-mi iau alta nouă? Când asta merge, nu vreau să fiu rău. Polo ăsta face pișu pe Corolla aia de-am filmat-o acum 2 săptămâni, 3 la Znagov. Da, 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 Corolla aia care era 2021 sau 2022. Asta este o mașină reală. Nu sunt din aceeași clasă, pentru că Polo este cu Toyota Yaris în clasă, iar Corolla cu Golf. Dar asta, eu nu aș da niciodată banii aia pe genul ăla de mașină când îmi pot cumpăra de banii aia 15 mașini ca asta. Nu 15, 10 mașini ca asta. Și chit că merg un an cu una dintre ele, dar tot merg mai mulțumit decât aș merge cu aia 20. Că la aia nu-ți oferă nimic. Fără să se supere toioțarii, toioțiștii, mașina asta este reală. Uite, schimb vitezele, accelerezi și ea trage. Aici pui frână și ea frânează. E vie, e reală. Uite, la diar ne întâlnim și cu ăsta, cum îl cheamă. A venit la Gorj pe aici. Căruțaș, șef. Eu știu cine mai e ăsta. Băi, frate, mergem încolo. Asta nu e cu căruța, e cu altceva. E căruța legată de... E o deviat. E, nu, e varianta hibrid. E varianta hibrid. Da. Asta zic. Mie îmi place cum a evoluat lumea auto pe unele direcții. Îmi plac sistemele multimedia, îmi plac farurile cu LED-uri, îmi plac motoarele noi, evident, și motorină și benzină. Dar nu-mi plac interioarele ridicole din prezent, interioarele mici pe mașini de clasă în sus. Tu acolo mă păcărești ca producător, pentru că îmi vizi o mașină mică. Punct. Asta nu este o mașină mică. Eu am loc în acest Polo. Îmi place cum se conduce. E viu, e real. Eu am 1,80 m și pot să spun că am spațiu. Păi asta zic, adică tu cumperi o mașină nouă care are un interior mic. Cineva înseamnă că a făcut o economie, nu? Comparând-o cu una mai veche care era mai spațioasă. Și nu-ți spuneți povestea aia cu zonele de formare, cu accidente, că dacă vă uitați pe cu tabla mai subțire, nu mai vorbim, am uitat să batem în tablă, dar o să batem. Dacă vă uitați pe același YouTube, o să vedeți crash test-uri cu Mercedes Cobra, care are aceleași zone de formare ca și un EU din prezent, numai care tabla ceva mai țapănă. Mă rog.
chiar de dimineața am mers cu un Lexus la Craiova, l-am filmat, un Lexus dintr-o clasă mare. Am citit în manualul tehnic că consumă un litru de ulei la 1000 de kilometri. Așa scrie, Lexus, 3000 benzină V6. Frumos, bine reglat, scaune bune, tabordul era la fel ca la asta, poate chiar un pic mai spre Opel. Avem un... Ba da, avem bord moale, un pic moale. Nu este de plastic. E ok să avem mașini noi, să ne luăm mașini noi, să ne dorim lucruri noi, să evoluăm. Dar nu e ok să cumpărăm lucruri noi care de fapt sunt inferioare celor din trecut. Nu este ok. Nu avem de ce, nu, eu unul nu concep să dau banii pe așa ceva. Nu, pur și simplu refuz să înțeleg și refuz genul ăla de produse, de orice natură. Îmi cumpăr un lucru nou, măcar să fie la nivelul celui din trecut, plus ceva nou la el. Și se pare că în lumea auto nu vom mai găsi chestii mișto decât la mașinile scumpe noi. La mașinile de consum noi vom găsi doar titlul nou. Hai să găsim un loc unde să întoarcem și să luăm înapoi. Pe aici, mai în față, putem, avem un drum. Asta că ieșim de aici. Da, da, putem să ieșim, să mergem un pic mai tare. Da, hai dreptate. Mai repede, adică. Oricum și mașina asta are majoritatea componentelor de suspensie și de tren de rulare și motor originale. Pune-i-le noi. Sau întoarce-te în timp, în anul în care ea a ieșit pe poarta fabricii și compară-o nouă de atunci cu ceva nou din prezent. Și să-ți dai seama că au trecut 20 de ani în care n-am descoperit nimic. Ba, ne-am dus mai în jos un pic. Toată lumea are stație la Gorj. Înălțatul ăsta am așteptat să fie mai, să o lăbărțeze cumva așa. Nu-ți dă senzația că e nesigură. Aude și fum de E90. Merge pe ce trebuie. Merge pe ce trebuie. Eu credeam că o să fie un pic mai instabil așa un pic. Dar nu e deloc, nu e plăcută. E plăcută, deci nu e gen să-ți dea un inconfort. A condus. Mă bucur că am venit să ne întâlnim, să o pilotăm pe aici, pentru că merită. Nu este luată de mult, că a doua zi. Încă are numele roșii. Dacă mulți îmi spun, domne, că sunt demodate, sunt depășite, bă, veniți voi cu alea noi și haideți să ne comparăm. Luăm polul ăsta ca etalon și ne comparăm cu ce produs nou vreți voi din clasa mică, chiar și din compacte. Și vedem atunci că, până la urmă, comparăm bani cu bani. Bun, asta e nivelul de zgomot la viteză de 100 de km pe oră. Acceptabil, foarte... Foarte acceptabil. Doamne, ce mașinuță impresionantă. Bravo, Volvo. Mașini corecte, la bani corecți. Da, așa este. Chiar așa este. Să doar aici. Pac.
Hăitirea spune că e o sopă, dar... Nu, o să fie sopă. Au fost foarte tragice și după atâția ani... Păi aici este... Aici trebuie să înțeleagă oamenii. Bă, îmi cumpăr o mașină, dau pe ea 9, 20.000, 30.000, 50.000. Dar vreau să mă servească 5 ani să fie top, că e 9. Încă 5 ani să mă servească cu mici, cu mentenanță. Și după aia să pot să mă uit, să mă gândesc cu drag la aia, să mă urc în ea, să-i dau ok, să mă duc oriunde. Pentru că asta este o mașină care îi dai ok și te duci cu ea oriunde. Și are 17 ani. Să le vedem și pe cele de... Din prezent. Din prezent, la 17, 18 ani, 20. Păi, o să le vedem. O să vedem alte rate la bănci, alte împrumuturi, alte cheltuieli și o să ne gândim, bă, dar de ce le înjuram și luram pe ăla care ne arăta niște chestii? Că uite, acum trebuie să-mi cumpăr altă mașină după 5 ani, că aia veche nu mă mai lasă să merg cu ea pe nicăieri, nu mai corespunde, nu mai... Probabil că sunt oameni care câștigă foarte mulți bani și care își permit să-și cumpere mașini noi la, în fiecare sezon. Sau e o altă chestie a noastră, a românilor, o invidie din asta prostească pe deciziile și pe alegerile altuia. Dacă vedem la altul că a făcut niște decizii care sunt corecte și îl vedem că prosperă și că merge bine în urma deciziilor lui, decizii de loc de muncă, decizii de investiții, decizii de locuință, de mașină, trebuie să-l hulim. Pentru că noi n-am fost în stare să luăm o decizie ca el și am luat o decizie sau o succesiune de decizii mai proaste, care ne-au mai luat din banii din buzunar. Mașina o să ajungă ca un telefon să schimbi la... Păi da, dar și că nivelul de câștig este suficient de puternic încât să-ți permiți așa ceva? Că și eu mi-aș luat oare reguri noi, la 2 ani mi-aș luat câte unul. Ne permite? Nu ne permite. Nici măcar ne permite niște polo-uri noi. Și atunci de ce să ne urâm pentru niște decizii din astea trainice și care țin până la urmă cu propriul tău buzunar? Dacă nu s-ar strica, nu s-ar mai cumpăra? E normal să se strice, da, în urma uzurii, dar nu este normal să ți se vândă niște lucruri noi, care sunt aceleași lucruri vechi, făcute la fel, sunt făcute mai prost și doar împopoțonate. Că marea evoluție este la LED-uri și la ecrane. Mecanic, mă îndoiesc, cu componente chinezești, cauciuc chinezesc și așa mai departe. Tablă mai subțire. Tablă mai subțire, segmenți mai subțiri, cuzineți mai subțiri. Ulei mai subțire. Totul mai subțire. Tot. Buzunarul mai gros. Nu, buzunarul tot mai subțire. Pentru noi. Secretul este în feedback-ul ăsta, în reglajul ăsta al suspensiei și al scaunelor, corelarea dintre ele, acolo este tot reglat. Și nivelul ăsta de zgomot care e perceput tot timpul la Volkswagen, că e Polo, că e Passat, că simți mașina că merge, auzi de afară și percepi exact cât zgomot ți-e necesar să nu adormi, să fii activ la volan. Adică îți filtrează zgomotele inutile și te lasă să le percepi în habitacul pe cele care îți sunt necesare în timpul condus. Da. Das Auto. Chiar că Das Auto, să știi. Chiar mă gândeam dacă poți să prezinti mașina, dar uite că frate m-a luat înainte. Mie la timpul mi-a plăcut așa Polo Cross, chiar mi-a făcut cu ochiul așa, mi s-a părut o mașină chic, cumva făcută de Volkswagen și cu culorile de-astea vii așa, e altceva decât Polo clasic. Iar acum că am mers cu ea, descoper că și merge pe măsura cum a fost ea desenată și colorată și proiectată. Merge aproape la fel cum și pe poarta fabricii, deci nu-s mari diferențe așa. Da, mai are una aia problemă altă, dar se pot rezolva foarte simplu. Ce problemă are? Că, bine, am greșit eu când i-am dat la cheia, i-am dat foarte scurt și cred că a rămas un pic electromotorul cuplat. Da, eu am greșit, dacă îi dădeam cât trebuie, adică cum am dat a doua oră, a pornit sfert.
Da. O mașină rulată, corectă. Uite, Renault cu capota ridicată. La om la poartă. Ce vrei? Nu știu, de câte ori aveai cu mașina din Anglia și odată a ridicat capota, adică să mă uit, dacă tot e ok în rest, 1500 de mile, 2400 de kilometri sau cât vin, fără probleme. Cu jeta de 1.6, care de, a filmat în trecut, o găsiți pe canal. Dacă o să mai avem ocazia să mai conducem mașini cum s-a făcut acum ceva timp. Da, eu cred că se va reveni, nu că se va reveni, și cele din prezent prin duc kilometri, dar duc kilometri când sunt noi. La anii ăștia e greu de spus cum se va prezenta electronica din ele, materialele astea moderne, cum vor face față ciclurilor ăsta cald-rece, la 10 ierni, la 15 ierni. O mașină din generația asta era o mașină care, bă, dădeam, o cumpăram, dădeam banii pe ea și știu că 10 ani mă servește, chiar 15. Și după aia se prezintă așa. O mașină din prezent e greu de spus cum se va prezenta la anii ăștia. Sincer, eu cred că nu se vor mai prea prezenta, mai ales tot ce e de consum, tot ce e de buget. Da, într-adevăr, astăzi este mai avantajos să cumperi o mașină nouă decât acum 20 de ani, când era asta pe val. Prețurile sunt mașini noi mai ieftine oarecum, dar și felul în care sunt făcute e chiar ieftin. Ale enorme euro, cere plastic euro, euro 7, euro 8. Ne mutăm pe continente unde nu sunt norme euro. Punct. E cel mai bun lucru de făcut. Pentru că Europa, prin legislația asta și prin tipul ăsta de norme și de legi care le dă, nu face decât să-și saboteze industria, economia și să scadă nivelul de trai al populației. Nu face altceva. Lucrurile deja se văd. Și dacă tot continuăm și le pompăm și le pistolăm în continuare, vom ajunge să mergem cu chinezării de consum pentru care vom plăti rate, iar la sfârșitul ratelor le vom arunca. Reparația ei, eventual o înlocuire de baterie și de electronică și de motoare, vor costa cât jumătate din mașină sau mai mult decât valoarea mașinii și nu va mai resta să o repari. Va trebui să-ți cumpere alta. Și automat, făcând mașini de genul ăsta, noi de fapt nu reducem poluarea, noi creștem poluarea. Pentru că mașinile astea noi, care nu vor ține mult, vor trebui să se întâmple ceva cu ele la sfârșitul vieții. Și automat, care va fi scurtă. Adică va trebui să fie reciclate sau să rămână prin cimitire de mașini. Și cum protejăm planeta? Poluarea din prezent, o mare cauză este doar consumerismul. Gropile de gunoi uriașe care le avem sunt gropi cu deșeuri, cu lucruri pe care noi le-am aruncat pentru că nu le mai putem folosi, nu mai sunt trainice. Când l-am cumpărat Adidas, care după ce ai spălat o dată mașina cu ei și s-a udat, trebuie să-i arunci. Bun, ne luăm la revedere de la Polo. Le mulțumim băieților care ne-au pus-o la dispoziție. Ne vedem. Eu o să mă revăd cu ei și la anul, când o să vină cu o altă mașină mișto din țara aia în care ei locuiesc și lucrează. Voi dați și voi un like clipului, un plin de motorină pentru cea mai bună mașină. Și încă o dată vă spun, tot ce este benefic și a fost și a demonstrat valoarea pentru oameni va fi interzis, a fost poate deja interzis sau taxat. Ne vedem cu bine. Bye-bye.